Salut prieteni și bine ați venit la primul video al anului de pe Teo Extra. Am așteptat acest moment, voiam să fac un video despre transferurile de ianuarie de până acum, însă așteptam ca Radu Drăgușin să se înțeleagă cu unul dintre cluburile care l-au dorit. A fost o bătălie de nedescris pentru fundașul central român. După atâta timp, un român atât de bine cotat uh, și atât de dorit de echipe foarte mari. Iată că am ajuns și punctul ăsta, Radu Drăgușin semnează cu tot Ram Hasper. Este gata acest deal pentru Radu Drăgușin după ce Bayern s-a băgat pe fir Napoli, l-a dorit și ea, probabil că a fost interes din mai multe părți, dar cei de la Spurs au avut cea mai bună ofertă și Drăgușin a decis, deși avea și posibilitatea Bayern, să semneze cu Tottenham. Avem un român în Premier League, va fi nebunie totală. Like acolo, mă, pentru transferul ăsta. Și vă aștept părerile în comentarii despre Drăgușin, care, iată, merge la Spurs în schimbul la 30 de milioane de euro. Atât va cheltui Tottenham pe el. Plus un împrumut al lui Jet Spence, un tânăr de potențial, care va avea și o clauză de cumpărare la finalul împrumutului, jucător care va fi plătit de Tottenham în continuare. Drăgușin este cel mai scump fotbalist român de până acum. L-a bătut pe Adrian Mutu, care încă din 2003 deținea recordul de transfer 19 milioane. Pe vremea a mult mai mulți bani decât 130 30 de milioane în 2024. Dar era normal cu ani să avem și noi un român care să bată această sumă, să fie transferat pentru peste 20 de milioane de euro. Peste noapte s-a negociat, vă dați seama ce a fost acolo, bătaie totală, bătălie acolo la Genoa. Și Genoa a luat banii grei, 25 de milioane de euro, 5 milioane vor fi în bonusuri și acest spens. Bayern a, avut și ea o ofertă de aproape 30 de milioane, dar aparent s-ar fi întâmplat altceva. Van <laughs> Dijk din România a refuzat pe Chelsea. <laughs> da, Van Dijk din România, drăgușin! Zice agentului Drăgușin că S-ar fi înțeles acesta cu Tottenham și și-ar fi dat cuvântul că vine De aceea în momentul în care a venit și Bayern pe fir N-ar fi vrut Drăgușin să cedeze și să se ducă la Bavarezi Acum este și situația în care totuși are acolo la Tottenham posibilitatea de a juca Este un moment foarte bun pentru el în care e probabil să-l vedem debutând Poate chiar în weekend, cum ar fi să fie titular Radu Drăgușin în Premier League ar fi absolut uriaș. Mi se pare o ascensiune fulminantă pentru el. Sunt foarte bucuros că avem un român din nou acolo. Parcă nu vine să cred că într-un timp relativ scurt a fost bubuiala asta și iată cum avem un fotbalist care s-a ridicat și a ajuns extrem de sus în carieră la o vârstă fragedă. E de lăudat rău de tot. Și e de bine pentru că vine campionatul european, șanse reale ca Drăgușin să prindă niște experiență la nivel foarte înaltă în Premier League. S-ar putea să fie stânca de care aveam nevoie acolo la apărare, jucătorul în care să aibă toată lumea încredere, inclusiv cu echipierii. Este punctul ăla la central pe care alte echipe naționale l-au, să spunem cum e și în Slovacia, care are fundașul central, este Scriniar acolo, care e foarte, foarte important în echipă. Iar acum îl avem și noi pe Radu Drăgușin. Ar putea juca Duminică, pe 14 ianuarie, cum ar fi? L-a vrut repede pe deci mă gândesc că s-ar putea să Este o belea la Tottenham, pentru că Romero este accidentat și s-ar putea să aibă nevoie de drăgușin titular. Manchester United are și ea o listă lungă de jucători indisponibili: Casemiro, Lisandro Martinez, Maguire, Show, Andre Onana inclusiv, dar și Spurs nu se va putea baza pe Sun. Clar, Romero era foarte important pentru echipă. Va reveni prin februarie Romero. Ar avea cam o lună drăgușin să joace niște meciuri și poate să își exercite rolul de titular bine, să intre în cărți acolo să rămână titular la echipa care acum e pe 5 la puține puncte de Aston Villa, un punct de Arsenal, ce să mai... Cotele la acest meci în favoarea lui United. Dacă ne uităm aici pe Betano, partenerii noștri de PTU, extra, care le mulțumesc foarte mult, nu uitați că aveți și link în descriere către site-ul Betano, unde puteți să pariați dacă aveți peste 18 ani și aveți tot felul de elemente, ca Bet Builder-ul, unde poți să pui mai multe uh, cote, mai multe evenimente din același meci și tot felul de alte lucruri pe care le găsiți aici. Este United Tottenham, care uh, are cote echilibrate, 2-20 United, cotă 3 pentru Spurs și acum depinde în ce formă o prins pe Tottenham. Tottenham a făcut niște meciuri foarte mari și s-ar putea să o facă din nou, mai ales că United, de asemenea, are zile foarte proaste și poate oricând să piardă. E un de interes. Vreau să reacționez la acest meci aici pe tău extra neapărat Dacă e debutul de dragușin, vă dați seama Este delir total Și care urez pe aproape subscribe acolo și like mă Da, transfer mare Deci eu sunt foarte fericit Vreau să văd ce se mai întâmplă mai departe cum ar fi ca Drăgușin, de altfel, să joace bine, să arate că românii pot să joace la echipe bune. Și după un european fericit pentru câțiva jucători, să mai vedem niște mutări din asta, să ne întărim tare. Eu o șase pentru această generație, dar ne ajută să fie bine și ca dragușin să facă treabă bună tot în Anglia. Jet Spence ar putea fi cumpărat de Genoa pentru 10 milioane. Oricum, parte din acele 25 de milioane se duc la Juventus, 20%, deci 5 milioane au plecat deja. Dacă l-ar cumpăra pe Spence, ar rămâne cu 10 milioane cei de la Genoa, le-ar conveni oricum Uh, celor de la Spurs pentru că ar mai lua 10 milioane înapoi uh, Spence care ar putea să devină mega jucător dar pe de altă parte s-ar putea lipsi Tottenham de el și ca să închidem aici Drăgușin este al 16-lea român din Premier League al 4-lea care a jucat pentru Tottenham au fost Gica Popescu, Ilie Dumitrescu și Vlad Chiricheș uh, Gica Popescu și Ilie Dumitrescu pe timpuri iar după aceea Chiriche și o încercare A jucat ceva meciuri la Tottenham Dar s-ar putea ca Drăgușin să vină într-o postură mult mai bună Va semna pe 5 ani până în 2029 N-are nicio grijă Iar acum vreau să mai vedem niște transferuri care s-au mai făcut Tot astăzi Valentin Barco, fundașul stânga Vine la Brighton, un jucător tot așa de mare potențial 20 de ani Brighton care încearcă să aducă astfel de fotbaliști pe sume mici, jucători tineri pe care se i vândă după aia, au reușit în ultimii ani, au făcut treaba bună, mai ales anumite deal au fost next level. Barco e un fotbalist care vine de la Boca, au plătit clauza de reziliere, de urmărit cum se vor obișnuie acești fotbalești argentinieni și brazilieni pe care tot felul de echipe bune din Europa îi cumpără. O nouă generație sud-americană care vine peste noi în aceste momente. Îl avem și pe Sancho care nu mai are loc la Manchester United. Ten Hag sigur va rămâne cel puțin până la finalul sezonului și mai mult poate. Iar Dortmund vrea să-l ia împrumut. Dortmund ar putea să se relanseze puțin cu un Sancho venit în formă. Este o discuție care se poartă acum. S-ar putea să vedem chestia asta zilele următoare. Sancho și Anserele să revină unde se simțea cel mai bine la Dortmund. Păcat că un jucător care jucat atât de bine acolo poate nu s-a simțit atât de bine la Manchester United. Poate a mai ieșit din formă, dar Dortmund are talentul ăsta să relanseze și să laseze jucători. Acum așteptăm să fie oficială și mutarea asta. Bonucci se duce și el la Ce Unde se mai duc? fotbaliștii de legendă, 1.3 milioane de euro salariu până la finalul sezonului, o să aibă un contract foarte bun. Bonucci pe urmă lui Chiellini, așa, Chiellini s-a dus în America, i-a plăcut altfel de viață, Bonucci rămâne aproape. Oricum, în Turcia, e frumos să te retragi. Ce să mai? Ca ai atmosfera aia demențială, fanii sunt nebuni după fotbal, acolo ești lider, ești vedetă, ești apreciat de fanii clubului tău. Rămâi în fotbalul la frumos, fotbalul cu pasiune. Deci, pentru bunuci, zic eu, o mutare fantastică la vârsta lui. Iar tot la Tottenham, normal, vine și Werner. Deci, Tottenham în iarnă, atacant și fundaș, posturi cheie, iar acești jucători Pot ajuta mult echipa. Avea nevoie, oricum, Tottenham de niște fotbaliști, nu aveau destui jucători în lot. Dacă lipseau 2-3 fotbaliști, s-a văzut că nu mai dădeau randamentul de care aveau nevoie să se mențină sus într-un sezon până acum, în care e o revelație, Tottenham, față de ce ne așteptam sau ce a fost în alți ani. Un atacant care dacă demonstrează arată că Chelsea era problema, s-ar putea întâmpla. Cum ar fi să scoată poste Coglu, Maxim din el, Timo Werner, Hemingson, Drăgușin cu Romero, deja nebunia acolo la spărs. Cea mai frumoasă echipa a lumii, tărită bine de tot. Mai e o bombă bună de tot, Craiova, oameni buni, pentru cei care știți ce ați urmărit carierele de pe canalul principal. Maldonado, chirurgul! Ajunge la Craiova, nu se poate că la Craiova pe chirurgul. Vreau un tricou cu Maldonado, poate partenerii noștri de la Betaro trimit și un tricou cu Maldonado, semnat de Maldonado, ar fi real cum ar fi, mi-a venit acum această idee, epic, să-l pun aici în studio, ar fi demențial, hai să vedem dacă se poate, Denil Maldonado de 25 de ani, vine de la LAFC împrumutat și are o cotă de 600 de mii, s-ar putea să-i ajute, vine de MLS. E al doilea capitan al Hondurasului. Mișto rău de tot. Alte transferuri importante, nu pot să zic că au fost, clar. Loris se duce el la LFC de unde a plecat Maldonado, dar Loris deja era retras. Nu mai avea loc la Tottenham. E tot am cea mai activă echipă până acum. În rest, sunt mai multe transferuri, dar nimic care să ne atragă atenția. Mai este timp. Încă mai sunt destule zile în care echipele pot să mute. Clar, uite, Sanchez, spre exemplu, poate să plece. Sunt și echipe care nu vor să mai aducă alți jucători, prefer să-i aducă în vară, nu în mijlocul sezonului. Dar cine are nevoie, se cam întărește acum, pentru că sunt echipe care poate și-au depășit condiția, vor să se mențină acolo și pe parcursul părții secunde ale acestui sezon ca să faci asta, ca mai ai nevoie de niște transferuri. Sau anumite jucători au dezamăgit și sunt trimiși la plimbare. Să vedem dacă mai avem niște nebunii pe ianuarie. O să așteptăm să urmărim în continuare această piață de transferurilor, care e activă fiecare an. Mereu, iarna și vara se fac tot felul de transferuri. Într-o notă mai tristă, a decedat Franz Beckenbauer ieri, s-a anunțat sau al ieri. Um, Beckenbauer la 78 de ani o legendă colosală pentru fotbalul mondial și mai ales pentru fotbalul din Germania și ar fi avut uh, uh, o moarte liniștită să zicem, murit în somn este o legendă uriașă, un fotbalist cum, nu știu, rar mai vezi sau rar vom mai vedea Kaiserul este și cel care n-a putut să ajungă la Turul mondial din 2022, tot așa a avut probleme atunci și iată că până la urmă acestea au fost fatale. Beckenbauer, care a rămas în istorie cu siguranță, am văzut și asta. El a fost de 11 ori în top 10 la balonul de aur, 11 ani în top 10 mondial este de o constanță fulminantă, Johan Cruyff N-a reușit, spre exemplu, asta, doar de 9 ori a fost în top 10. Nu mai Messi și Ronaldo, cei mai constanți jucători din istoria fotbalului, și poate vreodată au fost peste Franz Beckenbauer, care până de curând avea acest record. Balon de aur, câștigător de campionat mondial. Da, iată că după Peră, după Maradona, lumea fotbalului l-a pierdut și pe acesta. Astfel, cam acesta este videoclipul. Focusul super adu drăgușin, omul nostru. Îl vom vedea cât de curând în Premier League la o echipă de top foarte tare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați de like-ul ăla acolo, vin mai multe. Revenim pe Teo Extra cum trebuie, gata cu vacanța, Crăciunul, Revelionul, tatăl s-au dus. E momentul pentru postări, anul ăsta trebuie luat cu asalt vreau să pregătesc tot felul de videoclipuri din ce în ce mai special aici pe canal, sper să-mi iasă toate calculele și să avem parte de niște videoclipuri cum n-am avut până acum. Cam atât de la asta, pa, pa!